primul model pentru un copil este este familia, absolut, familia lui. Dacă mama și tata mănâncă la masă legume crude sau preparate sănătos, și copilul va mânca. Bun, până la urmă, ce recomandați educația părinților în această zonă de și aș aduce până la urmă copiii să mănânce sănătos, ține de, să spunem, o societate care este foarte activă, care este la un nivel cum, ține de puțină motivație. Cum nu cred că ne aflăm noi. Nu, ține de nevoia fiecărui motivația părinte. Motivația trebuie să o dați acum celor care ne privesc. Motivația fiecărui părinte de a oferi copilului lui ceva sănătos, pentru că știți, în cabinet tot timpul nu am timp. Dacă nu ai timp pentru copilul tău acum, când el are nevoie de tine, mai târziu nu va mai avea el timp pentru tine și nici nevoie. Dar pentru cei care au depășit și cât au fost micuți și n-au avut parte de acest tratament gastronomic foarte strict și foarte sănătos, vreau să vă întreb, pentru ceilalți care au apucat să meargă în zona de fast food, cum putem să-i dezobișnuim tocmai pentru a-i menține sănătoși? Învățându-i ce înseamnă mâncatul în casă, în familie, să mănânce mâncare gătită, dar acolo este de discutat cu mama. Sandwich-ul de acasă, dacă este făcut din două felii de pâine integrală, o felie de brânză slabă și un ardei lângă, este un sandwich sănătos. Un sandwich în jur de 300-400 de kilocalorii, care ține copilul, dar în priză până la prânz. Mâncat dimineața, da, îi oferă energie până pe la 11 când poate să ia o gustare. O întrebare care vă privește pe dumneavoastră. Obezitatea cum poate fi tratată? Și vreau să-mi spuneți ce rețete aveți pentru a trata obezitatea pentru acei copii care sunt obezi. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Din punct de vedere medical, cum puteți să o tratați? Prin tratamente naturiste, prin tratamente mentale și așa mai departe. Trebuie să găsim soluția. De asta am făcut această emisiune. Noi nu avem rețete de tratare a obezității, ci de prevenire a obezității. Mult mai ieftin. Da, care este mult mai ieftin. Deci legume, carne, varietăți de carne sănătoasă, cum ar fi cea de pui, cea de curcan, cea de pește. Legume preparate termic sănătos, adică preparate fierte la cuptor sau pe aburi. Dulciuri preparate cu mult mai puțin zahăr, în combinații mai sănătoase din fructe, cu fructe, fructele care au deja un gust dulce și înlocuiesc parțial zahărul, da? Aceasta este propunerea noastră pentru mămici, să gătească sănătos, rețete sănătoase.